de spus, după ce s-a spus, cred că au fost atinse destul de bine și nu bine chiar profund, aș putea spune, dar punctele temei de astăzi. Și totuși, am putea să râdem de strategia asta, care nu are fond, nu are perspectivă, dacă n-am fi de plâns. Copilul are doi mentori majori în viața lui. Unul se constituie din familie, tatăl meu, și al doilea din corpul didactic, începând cu educatorul și mergând până la universitar. Din această strategie populară, națională, de masă a educației, nu lipsește vecinul, nu lipsește strada, nu lipsește, ferească Dumnezeu, biserica, nu lipsesc prietenii, nu lipsesc cunoștințele, nu lipsesc rutele. Deci nu lipsește nația. Una peste alta, deci nația. Strategia le-a eliminat, se pare. Ne propune un alt drum, nu știu care este, nu știu ce vrea, îmi bag de seamă că nu prea se știe, nu știu nici ei, dar știu un lucru pentru care sunt foarte fericită, vă pot spune. Știu că România reacționa. Și această reacție este extrem de clară. Nu vrem asta. În același timp, ministerul a reacționat și a închis site-ul. Nu? A spus adresa. El a spus prin asta sunt incompetent. Nu știu ce să fac cu voi. Nu știu ce să fac cu reacția voastră. Deci a tăiat calea de comunicare. Ceea ce este foarte grav. Când o instituție a statului îți taie calea, îți propune ceva și apoi la discursul tău, la propunerea ta, la reacția ta, el îți taie calea, ce urmează? Cred că de o parte avem nația, și de o parte avem aleșii nației. Între ghilimele, aleșii nației. Care e nație? Între ghilimele, aleșii nației. Da? Aleșii nației? Credători. Deci aici este... aici avem un sâmbure excepțional de adevăr și, o cale care se pare că se ruminează. Românii pot să se trezească. Românii se trezesc. Încă pot să se trezească. Românii se trezesc. Această reacție nu cred că a mai împlinit. Acest tip de reacție nu cred că a mai fost până acum și nu cred că s-a mai împlinit până acum atât de multe consensuri ideatice, consensuri de reacție. Ceea ce e de bine, nu? Până la urmă, ceea ce e de bine. Nu e ușor să lucrezi în sistem, nici măcar în orice sistem, dar mai ales în sistemul de învățământ și vă spun ca un om cu destulă responsabilitate. Așa mă consider. Nu e ușor să lucrezi, este minunat să lucrezi fără să trebuiască să treci cu vederea neregulile sociale pe care vrei, pe care le vezi
pe care copiii le știu, care pot, care întreabă, care vor, care așteaptă răspuns și tu, ca și cadru didactic, trebuie să le treci cu vederea. Nu e deloc ușor să fii în această postură. Deci, învățământul trebuie să fie ceea ce a fost mai cunoscut. Deci, o cale de educație clară, o cale morală, o cale de creștere a unui om cu toate valorile pe care le avem într-un noi, cu care venim și care trebuie să dezvoltate. Nu poți să faci educație, eu nici nu văd chestia asta că s-ar putea educație prin internet, să faci școală mai prin internet. Nu cred că se poate chestia asta. Și mă gândesc că probabil, nu știu ce va fi, dacă se va ajunge, nu cred că se va ajunge acolo. Probabil că lucrurile se vor lămuri pe parcurs. Nu. Ne-am adunat aici să discutăm o strategie. O strategie fără strategie. Cred că este timpul să spunem Ministerului pentru o adresă, probabil că la sfârșit vom semna un protocol, căci mi se pare aberant ca o instituție a statului, care de așa o importanță socială, națională, să vii, să propui ceva și apoi să-ți închizi calea de comunicare. Mie lucrul ăsta mi se pare inacceptabil. Cineva trebuie să răspundă pentru această situație pe care a creat. Vă mulțumesc! Mulțumesc!